Ne aflăm cei doi copreședinți ai USL-ului, pentru că domnul Antonescu, în urma deciziei, nu mai are voie să facă politică. Putem începe atunci, da? E regulă. Bună seara, împreună cu domnul copreședinte Daniel Chițoiu, am dorit să facem acest anunț în numele Uniunii Social-Liberale și, de asemenea, în numele, dacă ne permiteți la această oră, și în numele Guvernului, fiind domnul Chițoiu membru al Guvernului și eu prim-ministru. Am luat act de deciziile Curții Constituționale, așa cum am anunțat în urmă cu 3 zile înainte de a anticipa în orice fel aceste decizii. Evident că aceste decizii vor fi respectate de către Uniunea Social-Liberală, de către Guvern, de către Parlament și facem un apel și către președintele suspendat să le respecte și către partidul domniei sale, Partidul Democrat-Liberal. În primul rând, evident, consider că din această seară, odată cu deciziile Curții Constituționale, toată această campanie de calomniere și denigrare a României, în care s-a vorbit de lovituri de stat, de acte neconstituționale, rămâne evident fără obiect. Din moment ce avem o decizie a Curții Constituționale care spune că suspendarea președintelui Băsescu este constituțională și s-a făcut conform regulilor, din moment ce avem decizii ale Curții Constituționale care spun foarte clar că schimbarea celor doi președinți, a Senatului și a Camerei, s-a făcut în mod constituțional, toată campania odioasă de dezinformare a partenerilor noștri europeni și internaționali, facem un apel să înceteze. România este un stat de drept. România a respectat și Parlamentul României și Guvernul au respectat regulile democratice și România va avea dreptul pe 29 iulie, prin votul cetățenilor săi, să decidă dacă îl păstrează pe Traian Băsescu în funcția de președinte sau dacă alături de noi, cei din Uniunea Social-Liberală, alături de Crin Antonescu, președinte interimar, de mine ca prim-ministru și de ceilalți cetățeni de bună credință ai României, prin demiterea președintelui Băsescu, începem practic un nou moment, un început, o nouă epocă în viața noastră ca țară. O epocă în care sper să lăsăm deoparte bătăliile politice care ne-au distrus țara în ultimii 8 ani, în care trebuie să lăsăm în urmă șantajul, amenințările, abuzurile comise de către Traian Băsescu și PDL și în care împreună să reconstruim ceea ce Traian Băsescu și PDL-ul au distrus în această perioadă. Mai vreau să spun un singur lucru și îl rog pe domnul copreședinte Chițoiu să adauge de asemenea la această intervenție a mea. Repet, în aceste zile, partenerii noștri, în special cei germani, pentru că de Germania e vorba și de creștini democrații germani, colegi de familie politică cu PDL-ul, au fost în mod brutal dezinformați de către pedeliști. Noi știm bine cât de mult pot să mintă și cu cât cinism pot să deformeze realitatea. Cred că partenerii europeni, chiar și ai PDL-ului, s-au convins în această seară de cât de josnic poate fi bătălia pe care o poartă PDL-ul. Suntem o țară democratică, suntem o țară europeană și numai cetățenii României, nimeni altcineva, niciun oficial străin, niciun oficial român, nu pot decide în locul poporului român pe 29 iulie dacă vor să-l demită pe Traian Băsescu și dacă vor să începem împreună un alt fel de viață politică și un alt fel de viață socială. Domnule copreședinte, bine ați venit în această postură și sunt convins că vom lucra la fel de bine cum am lucrat cu domnul Crin Antonescu. Mulțumim și suntem și colegi în guvern și sper că am colaborat bine până în prezent și în continuare. Și eu vreau să vă spun în numele Uniunii Social-Liberale că salutăm deciziile Curții Constituționale și se spulberă mitul că în ultimele săptămâni acțiunile guvernamentale și acțiunile Parlamentului României au avut rolul de a da o lovitură de stat în România. Deciziile din această seară
spulberă, așa cum spunea și domnul prim-ministru Victor Ponta, toate denigrările aduse de pedeliști, de clientela lor politică și de vectorii de imagine plătiți din bani publici prin Institutul Cultural Român sau prin alte instituții ale statului care, în loc să-și facă treaba pentru serviciul pentru care au fost trimiși afară, ei, în schimb, au denigrat România și România, din acest punct de vedere, a pierdut atât ca imagine, dar nu numai ca imagine, dar și din punct de vedere economic. Uniunea Social-Liberală este pregătită ca, începând de mâine, să înceapă acțiunile de informare corectă a populației, nu de minciuni scoase pe piață de PDL și clica pedelistă, minciuni alimentate și plătite cu bani furați din banul public, iar în perioada următoare o să vedeți că o să iese la iveală toate rezultatele auditului din ministere și din toate instituțiile publice pe care le coordonăm și urmând să se finalizeze. Ați văzut că începând chiar de astăzi au început să se debloce marile dosare de penale care au fost blocate până în prezent. A fost arestat șeful BIMI, fostul șef al fiscului, i s-a dus la cunoștință că este anchetat. Noi sperăm ca toate celelalte dosare care au fost blocate cu devalizarea companiilor de stat, unde sunt implicați Videanu, Manțov și alții, sper ca aceste dosare să înceapă să își dea drumul începând de mâine. Justiția să devină într-adevăr independentă. Nu cum se spunea până acum că justiția este independentă. Marile dosare de corupție și de fraudă sunt blocate. Instituțiile statului trebuie să dea drumul la aceste dosare. Ori, noi considerăm că în această perioadă trebuie să aducem la cunoștința cetățenilor români tot ce au făcut acest guvern pedelist în cei 3 ani de zile, cum au jefuit țara și cum au tăiat salariile și pensiile la întreaga populație. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, sunt gata să vă răspund. Vă rog. Nu, înțeleg că au mai rămas două contestații, cea referitoare la avocatul poporului și cea la legea referendumului. Oricare vor fi deciziile Curții Constituționale, le punem în practică imediat. Fără niciun fel de ezitare. Poftiți? Am vorbit cu domnul Antonescu. În ultimul moment, domnia sa, din punctul meu de vedere, în mod corect, a spus, stai, din acest moment sunt președinte interimar, nu mai pot să vin la USL. Copreședinte este domnul Chițoiu, practic decizia de astăzi a colegilor liberali intră practic în funcțiune. Și dacă vreți un exemplu de cum trebuie să se poarte un președinte al României, gândiți-vă că domnul Băsescu bea șampanie pe la sediul PDL-ului acum. Îl felicit pe Crin Antonescu că a intrat atât de repede în haina de președinte și nu pot decât să-mi doresc ca România să aibă un președinte care se comporte decent și care să respecte obligațiile funcției pe care o ocupă. Nu. Noi nu suntem noi în campanie USL-ul. Campania este Traian Băsescu contra poporul român. Noi avem doar obligația de a demonta acuzele mincinoase ale stafului domnului Băsescu și ale PDL-ului. Dar cred că lovitura dată de Curtea Constituțională în această seară face cât 10 lovituri ale USL-ului. Dacă mai aud un pedelist spunând că a fost lovitură de stat, îl trimit la monitor oficial, la Curtea Constituțională. Mai vreau să spun un lucru. Vedeți, întotdeauna cei de la PDL au crezut că dacă mint cu nerușinare, lucrurile rămân așa. Pe plan național n-au rămas așa și au început să piardă alegerile și au fost practic scoși cam din toate județele țării. Vor pierde și alegerile parlamentare. Pe plan internațional, acum, după ce Curtea Constituțională a spus aceste lucruri, nu știu cine mai stă de vorbă cu un pedelist. Dar de multe ori lucrurile astea se întorc împotriva lor. Și vă rog să o luați foarte în serios, nu o spun la modul ironic. Aș vrea să întreb pe cei de la ICR dacă consideră că trebuie să rămână sub președintele României. Acum. Sau o să considere că e mai bine la Senat. Vorbesc serios. Sunt gata să le respect decizia. De-aia e bine niciodată să nu crezi că dacă te legi de un Traian Băsescu nemuritor, vei rămâne pe viață. Traian Băsescu, probabil că pe 29 seara va primi din partea poporului român ceea ce merită. Important e să facem din nou instituțiile să funcționeze indiferent de cine ocupă o poziție, în mod implacabil temporar,
și trebuie să revenim la normalitate. Vă spun acum ca prim-ministru și vă poate spune domnul Chițoiu ca ministru, să putem să lucrăm fără a fi în fiecare zi sabotați de președintele țării și de oamenii săi. Să putem să ne punem în practică politicile publice. Am promis un lucru și îl promit în numele tuturor miniștrilor. Până pe 29 iulie noi nu facem campanie. Vor face cei de la USL, vor merge în țară. Miniștrii vor lucra și eu voi lucra pentru proiecte guvernamentale. De data asta nu o să mai am în fiecare zi de răspuns la acuzațiile calomnioase, la atacurile președintelui și ale PDL-ului. Se va simți această schimbare pentru fiecare om care trăiește în România, faptul că guvernul poate să se ocupe să-i aducă înapoi locul de muncă, să-i dăm înapoi salariul luat de Traian Băsescu, să deschidem spitale, să inaugurăm șosele și lucrări de infrastructură, să mergem să recuperăm din fondurile europene pierdute de Traian Băsescu și de guvernul PDL. Despre asta vorbim și asta cred că ne dorim cu toții. În rest, 29 este Băsescu contra români. Eu mizez pe români, recunosc. Da, în fiecare zi și eu și toți miniștrii avem activitate guvernamentală pe care vă vom prezenta și dacă nu o să trebuiască în fiecare zi să răspundă la minciunile, am văzut astăzi o chestie îngrozitoare, că socialdemocrații germani, nu știu ce spuneau, am primit declarația lor oficială în care spun că suspendarea lui Băsescu este normală pentru abuzuri. Dar dacă ne luăm după titlurile puse de un site pedelist, noi stăm să explicăm, să demontăm niște minciuni evidente. Eu unul nu o să mai fac lucrul ăsta și nici miniștrii. Noi o să vorbim de proiectele noastre guvernamentale și oamenii ne vor judeca în noiembrie la alegerile parlamentare dacă acest guvern merită să continue sau dacă va fi înlocuit de un alt. Sigur că da, pentru că voi rămâne prim-ministru cu președintele interimar Crin Antonescu și după aceea cu președintele, sper, din septembrie, ales al României, Crin Antonescu. Da, domnule Mărciu. Da. Celor de la PDL, da. Cred că e corect. Nu, nu, opriți-vă un pic. Nu. Ordonanța nu e adevărat. Domnul Mancea, haideți să vorbim pe rând. Că altfel nu ne auzim nici eu pe dumneavoastră, nici dumneavoastră pe mine. Finalizați atunci. Da. Da. Nu, pentru că sunt două tipuri de hotărâri și cred că astăzi Curtea a spus foarte clar. Când e vorba de decizii interne ale Parlamentului, cum ar fi schimbarea președintelui Senatului sau al Camerei, nu se pot ataca la Curtea Constituțională. De altfel, s-a mai întâmplat lucrul ăsta și în celelalte. Când este vorba despre hotărâri, și dumneavoastră ați dat citatul corect, pentru că l-am văzut și eu, care afectează drepturi fundamentale, atunci normal. Doar că noi trebuie la Cameră, pe baza acestei decizii, la Parlament, pe baza acestei decizii date de Curtea Constituțională, să modificăm regulamentul ședințelor comune pentru a spune foarte clar că hotărârile Parlamentului nu pot fi date în domeniul, mai spuneți o dată, al drepturilor fundamentale. Exact. Hotărârile Parlamentului nu pot afecta valorile și principiile constituționale. Și atunci punem în acord regulamentele camerelor cu ceea ce a spus Curtea Constituțională și implicit ordonanța trebuie să urmeze acest regim. E foarte în regulă. Nu e nicio problemă. Vă mulțumim, noapte bună!